În ultimii ani, structurile de primă intervenție din țară au fost dotate cu diferite mijloace de transport utilate cu aparatură optimă pentru prim ajutor sau intervenții în situații de urgență. Multe dintre acestea însă au nevoie acum de reparații, iar în multe cazuri autospecialele au fost trase pe dreapta din lipsă de fonduri pentru dotări. Întrebat fiind dacă se are în vedere achiziționarea de noi mijloace pentru echipajele din prima linie, doctorul Călin Alexandru, de la Departamentul pentru Situații de Urgență, prezent în Baia Mare la finele săptămânii trecute, la simpozionul specializat pe medicina de urgență, a afirmat că da. În momentul de față este într-un stadiu foarte avansat derularea unei proceduri de achiziție pentru ambulanțe la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care a fost desemnat prin ordonanța Guvernului ca și unitate centralizată pentru achizițiile de ambulanță. Câteva dintre loturi sunt foarte aproape de desemnarea câștigătorului, pentru altele suntem într-o procedură la Consiliul de Soluționare a Contestațiilor. Reprezentantul DSU a spus că după această procedură există posibilitatea să fie utilizate fonduri atât de la bugetul de stat cât și de la Uniunea Europeană. Avem în vedere nu numai achizițiile de ambulanțe, ci și achiziții de echipamente și dotări pentru intervenția la dezastre și calamități și accidente cu un număr foarte mare de victime. Sunt de asemenea avute în vedere anumite categorii de autospeciale complexe. Doctorul Călin Alexandru nu a dat termene concrete, însă a precizat că estimează că lucrurile se vor materializa în acest exercițiu financiar al Uniunii Europene.